Bună dimineața! Astăzi este ziua mea și m-am gândit să o sărbătoresc împreună cu prietenii prin tot orașul. Și ca această zi să fie mai colorată, vreau să facem 24 de ore în culoarea roz. Deci, acum sunt într-o pijama verde, trebuie să mă schimb în haine toate în roz. Revin imediat! Am răscolit peste tot și nu am găsit șosete roz, doar de ciorapi roz. Strampi. Sau mai bine îmi iau altă culoare pentru că oricum papuci roz nu am. Eu sunt gata, toată în roz și acum îmi aleg un ăsta în roz, cred că nu am. Dar totuși am găsit cu albinuță. Mami s-a trezit și tati doarme. Mircea, Matei, ce faceți aici? Înainte de petrecere, luăm micul dejun, lapte cu cereale, de post. Voi lua acești papuci. Chiar dacă nu sunt roz, ceilalți, care au și alb și roz, deja nu sunt foarte mici. Deci îi voi lua pe acești albi. Iar dacă voi găsi pe la magazin roz, mi-i voi pune în ghiozdan și acea roz îi voi încălța eu. Perfect! Tati abia a început acum să facă duș. La ora 10 ne-am decis eu cu toți prietenii să fim în centru, toți să ne întâlnim. Și încă 5 minute și este ora 10. Sper să termine odată și odată acel duș. Poate totuși merită să rămâniți acasă, să sărbătorim împreună. Deja am planificat toate chestiile. Și apropo, mulțumesc că te-ai îmbrăcat în roz. Facem 24 de ore în culoarea roz. Acasă! Dar de ce eu nu știu? Eu am îmbrăcat în vierge. I-am auzit, am tras cu urechea. Eu cu Melissa prima dată mergem singuri în oraș. Cea mai tare zi, stai puțin, că aici este... Trecem! Demergem! Repede, repede, repede. Și iată așa, mami, vorba cântecului. Am crescut băieți și fete și am rămas cu iarna în plete. Tati, ai uitat că ai și acasă copii. Hai mai repede. Am decis cu toții să ne întâlnim la Bubble Tea, doar că încă nu s-a deschis, la ora 11 se deschide, dar până atunci vom lua haine pentru băieți. Vom căuta pe la magazine. Dar în centrul orașului nu sunt haine din astea roz. Trebuie să mergem pe la mall-uri, departe. Dar sunt multe second hand-uri. Ce asta, second hand? Vei vedea. O mână secundă sau ce? Dar trebuie să recunoaștem. Melissa și Cumicia sunt prima dată din capul lor. De sine stătător. Singuri în oraș. În care nici noi nu prea am fost. Eu am emoții mari. Tati nu arată pe față, dar... Dar buca mi-i strânsă rău. Voi la ce vârstă prima dată ați plecat singuri undeva în călătorie? Tati, care călătorie, mami? Suntem în orașul nostru. În orașul nostru, dar eu zic că e o călătorie mare. Noi puțin am întârziat și pe aici pe undeva ar trebui să fie prietenii noștri. Ciao! La mulți ani! La mulți ani, ți-am adus cadouri. Mulțumesc! Mulțumesc! Eu zic acum să ne despachetăm și apoi vom pleca prin tot orașul, cum am decis. Și acum vreau să văd ce mi-a dat Elisa cadou. Wow! Mulțumesc! Și totul este la fel roz! Aceasta este loțiune de corp. Mulțumesc și... Acesta este un parfum pentru mine. Dar vezi că ăla nu este roz portocaliu. N-ai voie? Am și un lip gloss. Îl testez acum? Este roz. Da, testează. Până vin și ceilalți, vreau să văd cum o stă cu acest lip gloss. Cu sclipici. Are gust foarte dulce. Cum o stă? Sper că ți-a plăcut. Uite-te și în plicul. Ce este acesta? Un iPhone? 50? Ce e aia? Ce mi-ai pus aici? 50. Da, oare ce fac copiii în oraș? Scrieți-ne în comentarii să știm și noi. Noi nu știm absolut nimic ce se întâmplă acolo la Melissa și prietenii. Și următorul plic? Dar câte plicuri am eu? Să vedem... O felicitare! La mulți ani, Melissa, ce lucru frumos! Melissa, o să-mi dai și mie câțiva lei.
vreo 1000 și ceva. Și atât. Nici chiar așa. Dacă vrei 5 lei, 10, vrei? Bine atunci. Dar Dominic, tu de ce nu te-ai îmbrăcat în roz? Eu vreau să știu. Acum plecăm la second hand să-ți cumpărăm. Bine. Și ție. Ce înseamnă second hand? Înseamnă a doua mână. Adică haine care sunt folosite. Ne stăm în spate ca niște lideri adevărați. Adevărat. Yeah! Au ajuns! Iar mami, duc băieții cu mașina cu Amelisa. Uite câte gâzi au, văd drum lung. Am ajuns la outlet să căutăm haine roz pentru băieți. Și dacă sunt mai pentru fete, din alea până la buric? Vedem noi, dacă nu găsim și din alea sunt bune. Uite ce este compartimentul perfect pentru voi. Nu am găsit haine pentru băieți, pentru că acolo erau doar pentru oameni mari. Deci plecăm la alt magazin. Hai înainte să luăm haine, să mergem să mâncăm sushi. Vă este foame? Da. Și mie. Aici ok? Da. Mie îmi plac sushi, dar nu aia cu creveți. Dar cu creveți mâncăm pentru că sunt roz. Ups. Nici mie nu prea plac aceea cu creveți, dar poate o să mă răzgândesc. Vă plac cu creveți? Nu. Da. Nici la sushi se pare că nu este deschis, dar hai să căutăm mai departe haine. Cât băieții pleacă, noi mergem să ne acomodăm în casă. Ați văzut Mateiu, ce păcetai? Mateiu! Salut! Mare copilă! De la vitrină încă se văd hainele roz. Pentru fete. Dar astăzi noi ne putem lua orice pentru că avem bani din bursă. Oare sunt bubble tea roz? Cine știe? Vom întreba vânzătoarea. Bine, n-am găsit la second hand haine roz și mergem acum să ne luăm un bubble tea. Am încercat să deschidem ușa și a zis că peste 5 minute. Dar am o idee, ne luăm bubble tea roz și dăm pe haine. Oh, copacel roz. Bună ziua! Facem 24 de sulare roz și dacă aveți bubble tea roz. Vreți cu smeură? Da. Eu vreau și cu miz. Ce sunt astea? Nu știu. Seamănă cu moce. Am scris un bilețel pe care o să-l punem pe pânză. Melissa, hai să gustăm din ce-ai cumpărat tu. Mergem să mâncăm la Mesopotamia. Chiar acum, haideți! Melissa mi-a spus locația, iar eu duc băieții repejor în direcția aceea. Dar totuși băieții nu au voie să rămână cu haine care nu sunt roz. După ce mâncăm, vom pleca la magazin totuși să mai căutăm haine. Acum ar trebui deja să vină Casian și David din Alba Iulia. Dar vedem că aici în oraș este un târg ceva. Ne vom lua și de aici chestii. Așteptăm aici până vin ei. Afară deja se face mai rocoare și este vânt și sper să nu plouă. Pentru că va strica toate planurile. Dar nu e problemă că putem intra și în magazin și cheltim toți banii. Eu nu știu dacă Melissa și prietenii ei reușesc să se distreze singuri în oraș, fără de noi părinții. Voi ce ați fi făcut în locul lor? Deja-i văd acolo. Oare ne-au văzut pe noi? Sau încă ne caută? Melissa, hai că ți-am și cătul oficial la altfel. Salut! Să ai cu mâinile avea libere. Mulțumesc! Salut! Mulțumesc! Noi acum plecăm la restaurant să mâncăm, vreți? Andami, drage! Băieți, ce e asta? Acelea sunt cele mai gustoase părți din bubble tea. Dar la noi sunt cele mai interesante. Dar voi știți că sunt foarte periculoase. De aceea noi am început să tragem cu ele. Hai, totuși mergi acasă. Hai să mâncăm. Ce? Tati îl sună pe Mircea să-i zică ceva, cred că ceva foarte important. Și Mircea nu poate să vorbească de pe ceas, trebuie să-l ducem la reparație. Eu vreau kebab. Și eu. Eu vreau cartofi. Am comandat mâncarea și acum așteptăm. Cine e acolo?
Ce faceți? Am aprins luminile. Wow! Și vă place? Da! Pizza! Poftă bună! Băieții mănâncă pizza, Odita mai pizza, iar noi mâncăm kebab și cartofi pai. Și cum se deschide asta? Ce? Nu ne-au dat deschizătoare. Încearcă de masă. Și bucatele noastre mami vegane? Care la prima vedere par a fi din carne. Dar totul este... Și la gust mami sunt identice. Și la gust la fel. Hai să vedem și de data aceasta cum vor fi la gust. Și după ce mâncăm aici, unde vreți să plecăm? Melissa, eu vreau să mergem la târg. Am terminat de mâncat și acum unde plecăm? Păi parcă am spus eu acum, mergem la târg, nu? Când am citit velea mea, ziceam că e telea mea. Eu de fapt citisem că e telea mea și am trecut așa, chiar pe lângă acel stand. Și după aia, stai un pic, așa doar produse de post erau acolo. Acum a început să plouă, va trebui să plecăm. Nu luăm umbrelele. Ce s-a întâmplat? Melissa m-a sunat. Au nevoie de umbrele. Ce, plouă? Să se ducă mami într-o locație foarte interesantă, unde noi niciodată nu am fost. Nu știu, mi-e frică acolo. Vreți o de Paște cu diferite personaje? Ne luăm toți minioni? Da. Într-adevăr? A venit ploița, deci va fi un ar roditor pentru Melissa. Dar voi ați reușit să o felicitați pe Melissa? Să-i scrieți un la mulți ani? Sper să ajungă. Succes, tati! Iată așa. Bine că sunt umbrele. Iar acum toți avem ouă cu minioni și plecăm la zoo. Să vedem animalele de acolo, cum se mai simt. Salut! Hai, cineva în față, cineva în spate. Noi trebuie să plecăm la zoo. Bine, hai! Bine că avem umbrele și acum putem pleca la animale. Nu știam că astăzi de ziua Melissei voi fi pe post de taximetrist. Melissa, dată viitoare, te rog frumos să te gândești la acest aspect și să te pregătești să ai o mașină de zero. Cine vrea să mănânce pufuleți? Toți vrem! Toți vrem! Oh, Pufu King! Dar ne vor ajunge? Sunt prea delicioși! Cred că îi mâncăm în 2 secunde. Fără griji, pentru că am luat toți pufuleții de acasă! Mai vreau, mai vreau, mai vreau! Cu căpșuni! Am luat pentru că sunt roz! De unde ai luat? De pe shopius.ro. Dar ceilalți de acasă cu ce rămân? Fără griji, pentru că am dat comandă și pentru ei. Ajung foarte rapid. Musafirii deja au reușit să ajungă, iar noi cu mame încă nu am strâns totul de prin casă. Abia de roboțel își face treaba. Face mâncare pentru animale? Mircea, vezi că sunt acolo înăuntru aparate pentru mâncare. Berea lui Mircea. Wow! Ce găini! Bună ziua! Merge și așa! Aici! Am primit acești 5 lei de la niște oameni foarte buni la suflet. Aici ar trebui să fie cer, dar am plecat acolo deoarece n-a fost frică de noi. Veniți la mâncare! Nu vor! Aici este capibara! Capibara așa mare! Eu credeam că e mică! E ca tine! Ești capibara să-l schimbi slow motion, așa de greu se mișcă. Vai, câte păpădii! Hai să le luăm pe toate! Și totuși nimeni nu a vrut să mănânce mâncarea noastră. Nici a mea. Mănânc-o tu. Da. Nu știu ce rost în seara să se numele tău. E împărăția ta, facă-se voia ta, pe cum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră și de toate zilele de a noastră și ne iară cu nouă greșelile noastre, pe cum și ne putem greși țărul nostru. Am găsit țigări. Și acum cine vrea țigări? Eu! Hai! Oh! Asta nu știi, bă. Asta e alpacă. Dar oare aici găsim și Camila? Unde acolo? Da. La iepurașii aceștia drăguți a venit o pisică. Hei, toți la castraveți? Și tu, da. Eu mă amin. Salată de fasole. Mircea suflă. Acum plecăm la Camila, care pot scuipa. Vrei să ne scuipi? Cea mai delicioasă colivă.
de ziua Melisei. La mulți ani, Melisa! Eu n-am răbdare să o gust, știu că e foarte bună. Mulțumim, Mihalț! Ursul, din păcate, doarme acolo și nu vrea să vină la noi. Ai să și șobolani. Dar și leopard. Aici urmează regele junglei. Dar ce, toate animalele își fac somnul de amiază? Toate dorm. Iar aici leul cred că face acrobații. Este maimuță Patricia și spune că mănâncă telefoane și le fură. Atunci, hai la maimuțele Patricia, le filmăm de după gard și ne fură telefonul. Să vedeți și voi ce se află în gura lor. Cred că toate animalele s-au înțeles să doarmă când venim noi. Chiar și maimuțele! Macac? Macac! Macac! Macaca! Macaca! Dar trebuie să ne grăbim pentru că întârziem deja la terenul de joacă. Maimuța, tu nu dormi! De ce ne arată fundul? Și ți-ai plac caprele? Da, îmi plac caprele. Un dihor! King Julian! Lemur! Ce drăguț sunt! Dar coada e mai lungă decât ei. Hai mai rapid că moare de foame! Da? Mănâncă hârtia! Calul mi-a mâncat biletul. Și acum cum voi ieși? Vei rămâne aici cu animalele. E Emo. Isidor din carte. Emo. Uite ce pone drăguț. Dar nu mânca mâna, bine? Nu mânca mâna. Fără hârtie. Porcușor de Guinea, câțul de micuț. Și eu vreau unul acasă ca animal de companie. Parcă sunteți pisicuțe. Pisicuțe? Hai să vedem șerpi, eu știu unde stau. Și capre, nici voi nu dormiți. Ce? Poți să te ating? Hai că Melisa deja are alte idei și alte planuri. Să vedem încotro o apuc acum. Mai avem încă 5 minute până când trebuie să ajungă tati să ne ia cu mașina și să plecăm la terenul de joacă. Dacă nu, întârziem și ni se anulează toată rezervarea. Uite, Ronaldo! Nici nu se vede. Adică se vede puțin. Îl vrei acasă? Nu. Uite la mine. Ce micuț! Ce șarpe mare! Dar acesta e atât de mic cât un crocodil. Broaște testoase! Ăla nuată? Acesta este axolot. Am învățat la biologie. Acolo sunt branșiile. Și dacă tot am zis că seamănă șarpele cu un crocodil, aici avem și crocodil. Și din păcate trebuie să ieșim. Merem cu liftul. O, ce interesant. Mai rapid, ce alergăm cu ăsta. Dar din fericire plecăm într-un mall. Melisa zice că deja este în întârziere. Salut! Cum distracția? Foarte fain. Ce animale ați văzut? Am văzut crocodili. Crocodili? Și lup și leu, dar că toți dormeau. Și eu! Mai ceva ca un challenge. E imens! Vom pleca și aici la jocuri. La mulți ani, Melisa! Ce sunt astea? Șosete. Trampoane. Perfect! Ce-i ăsta? A, așa trebuie să fac! Cum distrat! Acum fiecare arată ce poate pe trambulina lungă. Deci copiii m-au alungat, au zis că pleacă acasă. Nu ai ce căuta la distracții cu noi.
Și au zis că vor veni foarte târziu acasă. Astăzi de ziua Melisei am găsit prăjituri de post. Să mergem la fotbal! Deci, totul este salvat. Și tortul este aici. De post. Ăsta sare foarte tare! Poftă bună! Îndrăzniți! Și acum plecăm la aparate! La ce aparate? La ala de acolo, de jocuri! Dar mai întâi vom pleca la bowling! Cartofii așteaptă să fie marinați. Melisa, o să-ți pară rău că nu ai rămas acasă. Pentru că acasă vom zbura cu racheta. Cam un an. Am ajuns la bowling și avem nevoie de papuci. Pentru prima dată aud așa ceva. Eu sunt prima. A zero! Până când acesta este scorul nostru. Tati, nu trebuie să aruncăm apa. Așa e fierbinte. Să fiarbă și se curăță gaia asta. Și eu încă o dată. Și primele bucate. Am luat jetoane pentru aparate. Ok, acum voi încerca să iau acea jucărie. Eu vreau să mănânc pe agar. Mami, ori e puțin ulei, ori e puțin foc, ori nu începe. Ai pus acolo furculița? Da. Unde? Acolo adânc. Acolo adânc. Am reușit! O jucărie galbenă! Squishmallow! Îl vrei tu? Da, da! Gata? Cum gata, mami? Îți pierd pix.
numai bun de mâncat. Mm. Eu zic, facem poză. Ce trebuie de Melise? Sper că nu am mâncat nimic acum. La bowling am câștigat eu, iar acum hai să mergem mai departe. Unde vreți să mai plecăm? Eu vreau la mall, în Lotus. Am comandat două taxi, unul pentru fete și altul pentru băieți, ca să plecăm la Lotus, la mall. Mulțumim pentru flori marinei din Mihalț. Sunt foarte frumoase și au un miros deosebit. Mulțumim! Salutări! Te îmbrățișăm! Și acum cu viteză plecăm la Lotus! Prima tură e gata. Avem și capac și tot. Cum arată, dar cum sunt la Lotus? Am ajuns la H&M și acum ne vom cumpăra ceva. Dacă vom găsi haine pe placul nostru, vom lua. Repede capacul. Și următorii se duc. Mai trebuie ulei. Nu am găsit haine roz pentru băieți în centru, în oraș, dar poate găsim aici la H&M. Barbie, vreți? Nu, nu. Mergem la secțiunea de băieți. Roz. Nu place. Asta e pentru Mircea. Wow! Da, da, nu, asta e pentru Mircea. Nu, 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 nu. Tu! Așa vă place? Nu! Și plătim cu un portofel la fel roz. Tati, sunt din sfeclă roșie. Să vedem, să-i testăm. Foarte drăguț! Sunt pregătit. Mami, ești mami, nu știu mate ăștia. Nu zic-o mea că nu știu mă găti... Auzi, tate, le dăm ideea celor de la Dedulești să facă și din ăștia de post. Și venim să cumpărăm. Și acum vreau să fac un prank lui mami. Veți vedea și voi. Noi am cheltuit toți banii de pe card. Puteți să mai adăugați? Acum așa? Da, ne-am cumpărat și haine și... Hai că ți-o dau. Da, mi-au zis la magazin că nu mai am bani pe card și... Hai, cartuș. Am glumit. Ai zis că am glumit și pe aia. Hai, și pune. Bună! Salut! De ce? Am fost și la fast food chinezesc și am luat diferite chestii. Vom gusta de fiecare și vă vom zice dacă este bun sau nu. Și poftă bună! Hai, Melissa, acasă! Noi te așteptăm! Și toți roz și băieții, chiar și fetele, mergem acasă să facem marshmallow la foc. Ce? Gașca a ajuns acasă. O parte din ei. Nu am înțeles, așa micol. Doar voi doi? Da, ceilalți au rămas la mall. Așa. Nu cred. Salut! Nu cred, trebuie să fie ascunși pe aici. Îți ascunși pe aici, da? Ai văzut ce de mare a crescut Andreea? Da, Daria te-a trecut? Eu vreau să facem mai repede marshmallow. Hai că au venit și băieții. Cum e? Foarte bun. Și acum a venit timpul să facem marshmallow. Pe grătar. Din ăsta care se întinde. Wow. Tati, racheta faci treabă. Așa, treabă mare. Da. Și acum, pentru prima dată în viață, deschid o sticlă de șampanie. Șampanie. Pentru copii, suc. Suc. Hai. Așa.
Asta cum se desface? Așa. Ia uite, are aici ceva. Cheiță. Gata. Stai că e roz, Melissa. Wow! Hai, cine vine la suc? Suc Barbie. Matei. Ușor. Gata. O să puște. Hai, spălăm mașina. Fugiți. Și Melissa, ține Melissa. Mulțumim! Salut, Gia! Mulțumim și bine ați venit! Asta e... Cine ați venit? La care olimpică? Asi, David, Mircea, eu... Burger de post! Super! Da. Wow! Ce-ai mă folia? Ăștia! Deci, cine vrea să mănânce mâncare vegană, merge la Mersi Bistro, că au și dintre astea, dacă ce. Casian, cred că și-a rupt mâna la banda de alergat. De ce ai făcut? Cum? Ai picat? Picat rău. O doare? S-a inflamat? Numai nu asta. Ce ai acolo? Urmă. Mergem la urgențe? Dar poți să o îndoi, să o dizdoi? Bofte bune, copii! Mulțumim! Dar și mulțumim prietenilor care ne-au oferit așa o sticlă de vin din anul 1978, îmbutiriat în anul 1982. Și avem aici două persoane care sunt din acest an. Hai să-i gustăm cât de vechi sunt ei. Ia să vedeți cel mai frumos tort de ziua Melisei. Lumânări de la copiii mai mici, de la Mica și la Ionuț și prăjiturile. Ia să vedem reacția Melisei când va vedea așa tort. Și cifra 2 și scriem toți la mulți ani, Melissa. Și așa aici, sau aici, sau aici. Încă așa tort n-am văzut niciodată. E cel mai frumos. Cum se simte, Casi? O zare doar. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască. Azi e ziua ta, ți-am adus în dar multe zâmbete, sufle, la mulți ani cu râsete. Bravo! La mulți ani, Melissa! La mulți ani! Mulțumim! Toți noștri tortul care sunt niște prăjituri! Super! Hai, luăm din prăjituri! Eu nu ți-am mâncat tortul! Wow, ce faceți? Ați făcut un turn? Da! Bravo! Și cei care sunt de mai departe pleacă acasă pentru că mâine este duminică și mâine e slujbă. Dar au promis că se întorc imediat. A, uita de ce percuție, stai că-s bune. Și sfârbiți. Din păcate, Casi a căzut de pe banda de alergare și îl doare mâna. Pleacă la spital să vadă dacă totul e bine. Sperăm să fie totul bine și să aibă doar amintiri frumoase de la ziua Melisei. Așa zi de noastră vreau și eu. Cu ciuperci? Cu ciuperci. Doar cu ciuperci. Îmi plac la nebunie. Și acum, la final de zi, ne jucăm bați ascunselea. Tu nu mergi. Gata. Unde ne ascundem? Acum au 60 de secunde să se ascundă. 1, 2, 3, 4, 5. Dar să nu ne vadă băieții, pentru că ei sunt foarte șmecheri și se uită la noi. Mai stăm încă 30 de secunde și gata. Aici nu vor îndrăzni să intre. Wow, parcă-i Saulă. Încă sunt băieți. Deschisă ușa. Special e deschisă ușa, zic eu. Ne punem într-un loc ascuns. Hei, aici! No, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
1! Cine-i gata, mai au cu ciocolata! What? Hai să vedem. Eu cu Mircea am pornit la căutarea fetelor. Da, acolo sunt. Hai. Am ajuns aici. Hai să mai am aici. S-o zic cu siguranță cineva. Voi, dar tu nici nu te vezi aici. Hai, ai părea zici că... Merem? Am văzut ceva aici. Nu se vede nimic. Da, și eu i-aud. Ha, m-am găsit! Ha, da, da! Opa! Așa se mai ne uităm. Da! Iar acum noi căutăm fetele. Da! Eu știu unde-i domnul care a văzut că mergeau mai repede. Atunci, haideți cu mine! Haideți cu voi căutați acolo, eu caut în partea cealaltă. Este cineva pe aici? Nu? Nici aici? Este cineva aici? Nimeni. Plecăm de aici pentru că se pare că nu s-a scos nimeni acest loc. Aici, după cum vedeți, îi... sunt niște luminițe. Aici nu prea cred că s-a răspuns. Da, aici ești mai bun. Da, nu. Hai să vedem după... Aici a fost! Mai te crezi? Da. Fetelor, ce spuneți dacă ne jucăm de-a face ascunselea în casă, pe întuneric? Dar nu ne mai jucăm face ascunselea pentru că plecăm să mâncăm pepene! Da? Mie îmi place pepenele! E gustos? Și ziua ta de naștere, Melissa, iată că este pe sfârșit. Am dus toți musafirii acasă, mai avem acasă oaspeți. Distracția continuă! Dar îți place oul minion, la noapte la târg. Ciocnim oul minion, da? Da. Mulțumesc tuturor celor care mi-ați scris mesaje de felicitare și tuturor celor care au venit la ziua mea. Și toți cei care își sărbătoresc ziua de naștere în luna aprilie. Apropo, ziua Melisei este pe data de 6 aprilie, iar voi vedeți acest video un pic mai târziu. Cei mai rezistenți! Și ce ziceți? V-a plăcut la ziua mea? Da!